Din nou în mină. Edilul municipiului Petroșani, Tiberiu Iacobriții, va intra mâine în subteranul minei Livezeni. Acesta vrea să vadă cum se desfășoară activitatea în stratul 13, acolo unde ar trebui pus în funcțiune un complex mecanizat. Așa cum am promis în iunie, când am fost la mina Livezeni, în mod special să văd pregătirea statului 13, am explicat și atunci de ce, din cel puțin două motive. Unul, pentru că mă interesează foarte mult ce se întâmplă cu mina Livezeni, este cel mai mare angajator din municipiul Petroșani, pe de o parte, iar pe de altă parte, sigur, sunt legat și afectiv de această exploatare minieră, unde am lucrat 6 ani de zile și, așa cum am promis atunci, că în noiembrie voi reveni la mina Livezeni, mâine voi face această vizită. Primarul Tiberiu Iacobriții a mai intrat în cursul acestui an în subteranul minei Livezeni. Atunci, ortacii i s-au plâns de lipsa materialelor. Vreau să mă întâlnesc cu conducerea minei Livezeni și sigur să vorbesc cu oamenii, cu minerii care lucrează efectiv la front, să vedem exact, sigur, s-au confruntat și atunci cu o lipsă de materiale, de utilaje și așa mai departe, însă în acest program am înțeles că au făcut niște recuperări de utilaje și sigur să vedem care este stadiul exact acolo. Tiberiu Iacobriții a lucrat 6 ani ca miner la Livezeni, exploatarea minieră a Petroșaniului.